Ce faceți, băieți? Eu sunt Cristi și bine v-am găsit la un nou episod, un nou pack opening. Nu plănuia neapărat să acum pack opening, dar am văzut și ieri în clipul de el, practic, nu v-am arătat neapărat, dar am văzut că urma să apară un nou eveniment și într-adevăr a apărut un nou eveniment, dacă e un pic mult spus eveniment. Dia de Muertos este numele evenimentului și după cum îi spune și numele așa, un nume mai latinesc, mai spaniol, nu? Bine, mă rog, nu e chiar spaniol, mai mult e mexican acest eveniment, care nu e practic un eveniment, pentru că deși vedem aici pictograma deasupra facecam-ului meu, apăsăm pe ea și ne duce la quest-uri, fiindcă avem numai niște quest-uri și niște pachetele de la acest eveniment. E un eveniment dedicat Mexicului, sincer, nu știu exact ce relevanță are, dacă e vreo sărbătoare la ei, dacă e ceva în genul ăsta, dacă știți, vă puteți să spuneți acolo în comentarii. Sunt niște quest-uri, cum am zis, în care poți să iei niște jucători, cum ar fi acest Edson Alvarez, mai este și Chicharito Hernandez și sunt niște coini, niște puncte care poți să iei niște reward-uri de pe store și niște pachetele. Deci, multe n-ar fi de vorbit despre acest nou program, dacă poți să zic, că e mult zis program. Nu mă uită dacă avem exchange-uri, în schimb, ia să vedem dacă avem un exchange, da, avem și exchange-uri, ia să vedem, ok, și avem aici mai multe exchange-uri, văd că avem 4 exchange-uri. Cu acest Sanchez care arată foarte, foarte bine, însă văd că sunt ceva cerințe, ne trebuie 175 de puncte din acelea pe care le faceți la quest-uri, v-am arătat. Și ar mai trebui un jucător Hugo Sanchez, practic iconul său base, însă cred că vă închipuiți cât de mare supply este, pentru că câți vor să-l cumpere și așa mai departe, deci un pic complicat. Și la Hernandez văd că este aceeași cerință și probabil este aceeași cerință și la Edson Alvarez. Ideea din cu aceeași știință e că cere base-ul cardului și niște puncte din acelea. La Alvarez și la Hernandez este mai simplu pentru că pe aceștia îi puteți face lejer de pe dracuesturi. Așa că avem practic oarecum garantat ori 85, ori 88. Plus că avem și aceste puncte pe care le putem face aici, dar trebuie să băgăm niște jucători ăștia, Dia de Muertos. Ceea ce nu știu cât de ok e, vă că durează 9 zile evenimentul, jucătorii vor sta aici 9 zile, avem și pachetele pe store, haide să vi le arăt, pentru că pe asta o să vreau să le și deschidem acum în acest clip, vreau să vedem cât de bune sunt și dacă merită cumpărate, să zic așa. Avem așadar aici la live events o întreagă pagină cu chestii de la acest event, hai să deschidem și acest pachetel free care e mișto că apare și îți dă și 5 puncte, deci vă recomand să-l vă luați silnic aceste pachetele pentru că poate să totuși vreo 40 de puncte pe toate aceste zile și mai sunt și niște reward-uri pe lângă, uite, Renato Sanchez, uite, 200.000 de coin și costă acest Renato Sanchez, deci nu se știe niciodată, plus că practic poți să iei un jucător de până la 88 overall, ceea ce ar fi destul de tare. Ăștia sunt o parte din jucătorii de la event, mă, pe Alvarez și pe Hernandez deja i-ați văzut, dar mai sunt și alții, vedeți, brazilieni, columbieni, mexicani sau peruvieni. Interesant că am mai băgat ceva în joc cei de la EA Sports, dar cu siguranță nu este un game changer al jocului, adică, na. Cu punctele acelea puteți să mai luați și de pe store niște chestii pe care nu cred că o să le ia nimeni, dar în fine, avem un logo care costă 30 de puncte, acest kit care costă 80 de puncte, deși mai pui încă 10 puncte și poți să ți-l iei pe acel sigilitor dacă nu greșesc, deci, na, sau 40 de puncte aceste emoji-uri care iarăși mi se pare oarecum useless. Dar amuzant, adică așa că apar aici. Avem și niște pachetele, bineînțeles, avem un pachet la 5 lei cu un jucător garantat între 83 și 86, 20 de puncte din acelea și 300 de gemuri. Teoretic, pentru 5 lei merită luat dacă ai bani, să zic așa. Eu nu o să-l cumpăr, că nu face vreo diferență, mai ales că sunt pe un cont secundar. Dar ca idee, că nu e o ofertă foarte rea asta la 5 lei până la urmă. Avem pachetele astea la 1000 de FA points care sunt interesante, nu o să vă mint, dau destul de mulți jucători, mai exact 5 între 65 și 75, ok, neinteresant, 4 jucători între 76 și 90, deja de la event, uitați că ăștia sunt și restul care nu apărau dincolo, deci mai avem Ochoa de 89, Campos, Marquez, Hernandez și Sanchez, ultimii 4 fiind icon, bine, pe Sanchez l-ați văzut deja, dar v-am zis că în mare parte un event așa legat de mexican și vedeți că sunt destul de mulți mexicani pe aici interesant și hai să vă arăt un pic și cum arată cardurile, pentru că mi se pare că arată destul de bine așa și ca atribute, și ca poziții și designul cardurilor. Am avut că nu prea e lume pe market care să vândă aceste carduri, dar mă rog, uitați-vă și pe Hernandez aici care și el arată destul de bine, dar iarăși nu e nimeni care să îl vândă, decât mulți care vor să-l cumpere. În fine, deci avem așadar 4 jucători de Dia de Muertos în acest pachetel. 2 jucători între 80 și 95 și poate să fie orice jucător practic din joc de până acum. Sau un jucător între 82 și 9, sau nu, și un jucător între 82 și 95. Deci practic ai 3 jucători de peste 80 garantat și probabil din ea 4 de peste 76 de la eventul ăsta Dia de Muertos tot mai sunt peste 80.
Deci, pentru 1000 de FIFA points, să nu uităm de coins, că poate să spice între 100.000 și 37,5 milioane. Să ne gândim așa la un pachet cu premii medii. Bine, e probabil imposibil să spice maximul din fiecare, dar hai să zicem că ți-ar da, nu știu, 5 milioane de coins. Aia 5 cu toate până în 75 nu contează, dar să zicem, deci 5 milioane de coins. Să zicem că îți dau vreo 2 jucători de la Dia de Muertos de 85 și restul slabi. Îți mai dă și un jucător de la 80-95 care are 84, unul 82 așa. Și îți mai dă la 82-95 un 88 așa. Bă, pentru 1000 de FIFA points chiar nu e un pachet rău, sincer. Asta chiar e un pachet destul de interesant, v-am zis, pentru 1000 de FIFA points. Nu o să-l deschidem, dar v-am zis așa ca idee că nu mi se pare un pachet rău, gen, din punct de vedere al cerinței, al ofertei, nu știu cum să zic. Pentru 1000 de FIFA points, da, nu sunt puțin, dar... Totuși ce dă acest pachet e destul de interesant. Să spuneți și voi în comentarii dacă sunteți de acord cu mine sau dacă ați deschis aceste pachete și cum mi se par. Și mai avem pachetele, na, clasice în sensul că sunt mai affordable așa pentru oamenii ca noi, fără bani mulți. Avem aici pachetel de 200 de FIFA points sau 1250 de gemuri, în care la fel ai aceeași marjă de eroare la coins, mă rog, placă de la 13.800, dar până la 37 de milioane, bine, dacă prinzi 37 de milioane, poți să te inscrii și la loto, probabil. Un jucător între 65 și 75, mă rog, 2 de fapt, și unul de la Dia de Muertos, între 76 și 90, și bineînțeles că mai ai șansa și la jucători din, de la alte evenimente, să zic așa, ai pentru și așa mai departe, dar, mă rog, probabil șansa nu e foarte, foarte mare, adică dacă uităm aici pe More Info, putem să observăm că șansa la un jucător de peste 90 e de sub 1%. Practic de la un jucător de 85 în sus e de sub 1%. Așa că să nu ne mirăm dacă nu avem prea mare noroc. Și la coin și la fel, uitați-vă și eu deja. Deci la 3.750.000 deja ai sub 1% șansă. Deci ce să mai... Despre ce vorbim? Adică nici nu vreau să știu la 37,5 milioane de coin și care ar fi șansa reală. Adică cât ar fi? 0,001, probabil ceva din genul ăsta. Așa că vreau, băieți, să scriem și noi pachetelele astea de, nu știu, cât ne permitem. Cred că ne-am permite vreo 6 pachetele. O să le deschidem cu gemuri una peste alta. Avem 7500 de cheltuit. Sper să prindem măcar un jucător de la Dia de Muertos, ar fi destul de fain. Și bineînțeles că am făcut în ultima vreme, practic o să vă dați și voi seama cum sunt aceste pachete de pe store și dacă merită cumpărate. Chiar pot să zic că fac o serie din clipurile astea și oarecum încerc să vă asigur că cam la fiecare event când să apară voi deschide pe clip niște pachetele cu gemuri sau așa ceva, ca să vedeți și voi cam ce prindeți în ele, știți? Adică ca să nu faceți ceva aceeași greșeală ca mine. Pentru că probabil o să fie o greșeală la final, o să vedeți că o să fie ghinion, probabil. Adică, mă rog, eu sper să nu fie ghinion, dar teoretic ar trebui să... Nu să fie ghinion, dar să nu fie ceva bun în ele. În fine, hai să deschidem, băieții, nu mai vorbim aici aiurea. Hai să vedem primul pachetel așadar. V-am zis, nu m-ar deranja un jucător la Dia de Muertos din aceste pachetele, ca să văd și animația și tot. În primul nu este cazul să fie un jucător la Dia de Muertos, cel puțin unul cu animație. Peste 150.000 de coins. Oh, ok, un jucător la Dia de Muertos, 79 Pulido, de la Santa, astea, ceva, Earthquake, nu știu cum le zice, dar în fine. Un jucător de 68 și unul de 66. Deci un pachetel din care am făcut vreo 250.000 de coins, deci hai să măsurăm și așa oarecum. Încă 5 probabil rămase. Hai să vedem. Hai. Unul cu animație, te rog eu, mă, frate, mă, 33.000 de coins, destul de slăbuți, dar văd că aici sunt mai mulți jucători. Ia să vedem, 79 Teuma, 78 Ugalde, costaricanul de la Twente. 67 Arthur Jorge și Maga Sa de la Monaco, care costă 32.000 de coins, destul de interesant, dar are un pachetel mai slăbus decât cel de înainte, chiar dacă are el mai mulți jucători. Jucătorii nu sunt foarte, foarte buni, până acum nimic a ieșit din comun, adică ne așteptam la pachete de genul. Hai să mergem mai departe, băieții, cu următorul, nici ăsta n-are animație, dar avem iarăși mai mulți jucători și începem și cu mai mulți coins, 122.000. În sfârșit, 84 Brandt, hai că eram foarte aproape de animație, dacă avea 85 aveam animație, 84 Brandt, deci deja cel mai bun pachetel, chiar vreau să zic că e primul jucător de peste 80, mai avem unul de peste 80, McKenny de 82 de la Juventus, ok, 337.000 costă și încă 2 jucători de bronză. Ok. Cred că n-are sens să mai zic, dar e cel mai bun pachetel de până acum. E un pachetel de aproape 1 milion de coins. Bine, nu chiar 1 milion, dar vreo 900.000 de coins, cam așa ceva. Destul de fain. Ia să vedem dacă se vinde acest McKenny și se vinde. Văd că nu prea e nimeni care să-l vândă.
Nu știu dacă să... Chiar uite, spuneți-mi voi în comentarii să-l țin, că poate îi mai crește prețul, sau să-l vând acum. Nu știu, habar n-am ce să fac cu el, sincer. 353.000 de coins vă ca scoate dacă l-aș da acum, ceea ce nu e o sumă rea pentru 982, dar nu știu, o să vedem, o să vedem. Hai să mergem mai departe, băieți, încă 3 pachetele, cred că ne mai permitem. Ia să vedem, ia să vedem, ia să vedem, ia să vedem, 154.000 și doar 3 jucători după. Deci 7-7 tapii, asta este cel mai bun, mamă, ăsta chiar slab, rău. Dăm reveal-ul pentru că restul sunt doar de bronz. Ne-am întors la normal una peste alta, cei drept pe acolo a fost cu mult peste ce m-aș fi așteptat. Dar nu mai contează. Hai să vedem, da mă, animație, let's go. Hai mă cu unul bun, mexican, striker de la Fulham, mă, cine e ăsta? Oh, Jimenez, ok, 83. Mă gândeam la un jucător cu rating mai mare din moment ce avea animație, dar uite că nu are ratingul foarte mare, dar am uitat că de la programe, de la 83 pleacă ratingul în sus ca să aibă animație. Ok, 83 Jimenez, probabil costă cel vreo 400.000 de coins dacă ar fi să mă ia după prețul lui McKennie. Sau McKennie, cum îl cheamă, că nu mai știu, cel de la Juve. În fine, ok, 83 Jimenez. Hai să zicem mai este pe lângă el și nimica. Ok, chiar 500.000 de coins. Bine, chiar un pachetel bun, iarăși un pachet, da, mă, din care faci vreo 600.000 de coins. Ia să vedem dacă este cineva pe market care îl dă pe acest Jimenez. Da, văd că la el mai sunt oameni care îl dau, care vor să-l cumpere, în fine. Deci vreo 500.000 ar fi acest Raul Jimenez. S-ar putea să-i vând după. Mai avem un pachetel, băieții, ultimul pachetel, practic al șaselea. Am văzut și animații, am văzut și jucători de, nu știu, adică, mă rog, pachete de 1 milion de coins. În ultimul, ia să vedem ce mai avem. 205.000 de coins, destul de bine. Și, mamă, ăsta probabil între cei mai slabi ca jucători. 7-7 Lukumi, dăm reveal-ul și în rest niște jucători de slabă calitate. Hai să dăm continue, băieții, și hai să-i punem pe market totuși. O să vedem dacă ieșim pe un minus, sau mă, nu că dacă ieșim pe minus, dar o să vedem dacă se vor mai scumpi în viitor jucătorii pe care i-am prins, dar nu cred, adică cel puțin Jimenez nu cred din moment ce am văzut că era lumea care îl și cumpăra. Poate la McKennie, cum îl cheamă, McKennie, în fine, hai să-l dăm și pe Brandt, am și uitat de că l-am prins, 84 Brandt, o să-l punem la 508.000 pentru că cred că se va da, sau chiar 505.000, hai, îl punem așa, 505.000, s-au și vândut mare parte din jucătorii pe care i-am pus, am mai pus și alții mai low rated, nu v-am mai arătat, am văzut că aveau niște prețuri mai bunicele și am mai obținut vreo 1.500.000. Dacă se mai vând și restul, uite, mai iau aici niște 100.000 plus 200.000 de pe Renato. Deci am făcut aproape 2 milioane de coins după acest pack opening. Nu, cred că poți să zic că s-a meritat, adică dacă stai și te gândești 7.000 și ceva de gemuri pentru 2 milioane de coins, nu e foarte bună rația. Dar vorba aia, nu încercați asta acasă. Eu am fost Cristi și sper să ne ajung cu bine mâine la un nou episod, care poate nu o să mai fie un pack opening totuși, dar vom vedea. Pa, pa!